Am înțeles. Da, bun. Mulțumim, mergeți la lucru. Da, mergeți la lucru. Eu vă prezint aici echipa mea. Îl cunoașteți pe domnul din Consiliul de Administrație. De la Timișoara, un specialist în audit. Da? Domnul Dan Stan, știți? Domnul Tipa e consilierul meu pe probleme de economie, dar că domnul Tipa îl cunoaște și Marius consilierul meu. Păi, haideți să mergem aici, înăuntru aici. Să vă aducem și dumneavoastră niște înțelegeri, să fim aici. Da, uite, spune Romeo, să-l două cuvinte mai bine. Romeo! Cum am, așa cum am promis, la astăzi la 10:30 ne-am prezentat la Aquacara să avem un prim contact pe teme, pe documente, pe argumente, pe reclamații făcute de unii, pentru că noi acum nu putem să tragem nicio concluzie. Evident că toată lumea, unii spun, reclamă că nu-i bine, cum e, că a fost mai bine înainte, alții spun că noi acum am făcut treabă și împreună cu oamenii de specialitate pe care i-am adus eu, vrem să facem în urma acestor discuții contradictorii, vrem să facem o temă de audit. Deci noi acum nu știm încă pe ce anume să cerem, fiindcă sunt foarte multe lucruri de verificat, începând cu activitatea trecută, începând cu planurile de viitor, începând cu investițiile făcute, începând cu problemele care au fost și în investițiile realizate, și pentru aceea, pentru a putea înțelege exact, trebuie prima dată să facem o temă de, hai să zicem, de control, de audit. Care ar fi reclamațiile, domnule președinte? Păi, pe de o parte, că aici s-au angajat foarte mulți oameni pe linie politică care n-ar avea pregătirea tehnică necesară. Că, pe de altă parte, că banii care au ieșit de aici sunt foarte mulți și nu au mers în direcțiile potrivite sau nu au fost cheltuiți așa cum trebuie. Pe de altă parte, actuala conducere spune că a făcut progrese și au redus numărul de angajați și acum, deși societatea este pe pierdere, pierderea este mai mică decât cea care a fost până acum. Pe de altă parte, trebuie să vedem, știu că o parte din fondurile europene care au fost date pentru anumite lucrări, o parte din ele sunt neeligibile. Cam 120 de milioane din 400 și ceva. Trebuie să vedem, evident, că orice investiție are și anumite cheltuieli care nu sunt eligibile. Trebuie să vedem dacă cheltuielile neeligibile sunt din cauza că sunt alte lucrări care nu se încadrau sau din cauza unor lucrări care se încadrau, dar au fost vicii de execuție. Și deci aici nu putem să acuzăm pe nimeni că, domnule, nu vă dă, vă tai 100 de milioane, dar hai să vedem de ce. Da? Și în urma acestor discuții, experții noștri, experții din privat pe care i-am adus, vor face un audit să vedem cum stăm și concluzii doar după. Noi nu judecăm oamenii după zvonuri, noi nu schimbăm oameni doar pentru că cuiva nu i-a plăcut că să plece ai lor să vină ai noștri, nu, aici nu o să plece nici ai lor dacă ei și-au făcut treaba și nu o să vină nici ai noștri dacă ai noștri nu sunt mai buni decât ai lor. Aici vor rămâne oameni care vor face treabă și vor avea actele legale conform postului respectiv. Ați cerut și o listă cu șefi de servicii? Da. Păi așa, asta este ceea ce m-am gândit eu că aș putea să lămuresc vis-a-vis de reclamațiile că toți șefii aici sunt pe linie politică. O să vedem.
Vedem că e simplu, că numai lista ne arată și concluziile o să vi le facem publice, da? Va urma un audit, indiferent da. De actele indiferent care de... sunt prezentate astăzi. Sigur că da, noi nu putem analiza, acum nici nu sunt eu în măsura să analizeze, e o lucrare care va dura. Dar astăzi o începem și tema acestui control îl stabilim astăzi, da?